Un alt vizat în acest dosar este domnul Nicolae Dumitru, cunoscut drept Nicu Niro. E adevărat că a fost asociată cu domnul Niro în firma New Global Investments, fondată în vara anului 2006. Nu, firma nu a apucat niciodată să funcționeze după ce nici n-a fost, cred că, înregistrată în registrul firmelor. A fost o intenție de a construi împreună un imobil, după care s-a renunțat la această... Ce înseamnă firmă? A fost o intenție? O intenție în perioada aceea de a construi un imobil împreună. Nu mi-am amintesc foarte bine. Nu, cert este că s-a renunțat, deci firma n-a funcționat niciodată. În această intenție... Însă îl cunosc pe domnul Nicolae Dumitru, dar acum cel mai bine îl cunosc, spre exemplu, nu știu, cei care locuiesc în cartier acolo, în... Aș vrea să lămurim domnul puțin Victor cum arăta Monta. Această intenție și o să discutăm și despre asta. Cum arăta această intenție? Deci dacă dumneavoastră intenționați să dețineți 25% din firmă, fostul dumneavoastră soț 25% din firmă, e corect? Da, probabil, nu mi-amintesc, pentru că v-am spus că firma n-a funcționat. Probabil în felul acesta. Faptul că vă asociați sau intenționați să vă asociați cu domnul Niro arată că aveați o relație cel puțin de încredere cu domnul Niro? Da, eu nu contest că îl știu pe domnul Nicolae Dumitru, așa cum, cum să vă zic, uitați, dumneavoastră, spre exemplu, ați lucrat pentru domnul Sima la Hot News. Nu, acum, n-am lucrat pentru domnul Sima, e o eroare. Domnul Sima a fost unul din acționari, exact, din acționari, o cotă nesemnificativă de 9%. Dar a fost aici. Acum, nu vă facem un proces de intenție, Doamne ferește, că dânsul a plecat din țară plecând cu banii unor oameni pe care i-a jucat la bursă, înțeleg. Nu facem un proces de intenție că dacă l-ați cunoscut pe domnul Sima, știți ce a făcut domnul Sima cu banii respectivi sau... Nu, dar o să vă spun și de ce vă punem toate aceste întrebări. Ele au un sens. Sunt întrebări legitime pentru că încercăm să lămurim cum se explică faptul că vă găsim foarte des în anturajul unor persoane care vedem că au probleme cu legea. Vedem acum că au probleme, vedem acum, nu atunci când aveam eu. Vedeți? Dar sunt foarte multe. Lista este extrem de lungă. Păi, deci, la vremea la care eu aveam intenția de a face, spre exemplu, firma aceea în 2005-2006, nimeni nu avea nicio problemă cu legea. Oamenii în viață au decizii personale, fac lucruri, încă o dată, suntem de acord cu toții că în acest dosar încă nu sunt formulate clar acuzațiile și oamenii nu sunt declarați vinovați. Nu este doar aici, e vorba și de aliați, apropiați politici de dumneavoastră, domnul Gheorghe Ștefan, și el are probleme cu domnul Gheorghe Ștefan, nu uitați că este membru, să zicem, PDL și este apropiat de toți cei din Partidul Democrat Liberal. Nu uitați că a fost membru PNL și a fost apropiat, nu știu, de domnul Tăriceanu, de domnul Unguran, de toată lumea. Deci nu judecăm oamenii prin contextul faptului că s-au cunoscut sau se cunosc. E vorba de masă critică și întrebările noastre sunt legitime. Da, uitați, vă dau un exemplu. Doar o secundă ca să vă explic și să nu rămâneți cu o impresie stranie despre... Că vă facem un proces de intenție. Nu, asta aș vrea să nu fie un proces de intenție. Nu, încercăm să lămurim context. Noi cu toți candidați și ce am făcut și cu ceilalți candidați care au venit la interviul ăsta e să încercăm să dăm seama de profilul lor de viitor președinte. Da. Pentru că aici, nu în acest asta studio, aici bun. Se decide viitorul României. Asta este un lucru foarte și bun. Încă ceva, încercăm să punem acele întrebări care n-au prea fost puse în general, pentru că știți ce am observat? Candidații la președinție s-au obișnuit și nu doar, politicienii în general să meargă la posturile de televiziune unde se simt foarte comod, unde toate aceste teme... Pe unde mă ceartă toată ziua. Să vedem dacă mai mergeți după episodul de aseară. Apropo, mai mergeți? Păi să știți că eu mă aștept și la Antena 3, dacă m-ar chema cineva, pentru că există un public care se uită la aceste televiziuni și care ar trebui să știe adevărul despre cei care sunt făcuți praf în fiecare zi acolo. Bun, o să revenim la această temă, dar întrebarea legitimă este așa și o să revenim asupra ei. Deci, cum se explică faptul că vă găsim și reluăm numele, pentru că sunt foarte importante, deci domnul Pescariu v-a împrumutat cu bani fostul soț. Fostul soț. Asta este altceva. Cu domnul Nicu Niro sunteți parteneri de afaceri. Partener de afaceri, ați intenționat să faceți afaceri, deci, încă o dată, nu contest că îl cunosc pe domnul Niro, dar nu suntem parteneri de afaceri.